Yamato Zaharia, explicații după reacția șocantă avută în gala RXF. Reacția nervoasă avută de Yamato Zaharia în timpul luptei dintre Bobicioiu, Dastinel și Cedi a lăsat în urmă o mulțime de întrebări în rândul privitorilor, care nu au înțeles nimic din cele întâmplate. La scurt timp, după ce meciul a fost anulat, sportivul a lămurit totul printr-un filmuleț publicat pe TikTok. Yamato s-a declarat extrem de nemulțumit de felul în care Dustinel a intrat în cușca din Eriksef. Arbitrul a povestit că adversarul lui Bobicioiu s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, dar și a substanțelor interzise, și că nu ar fi respectat regulile: căci l-ar fi lovit în repetate rânduri pe Alexandru Bobicioiu în ceafă și în coloană, lucru nepermis în MMA. În ceea ce privește descalificarea lui Dustinel din competiție, Yamato Zaharia a declarat că s-a văzut nevoit să facă acest lucru din cauza faptului că nu se putea înțelege cu tânărul, deși i-a atras atenția de multe ori, în timpul meciului, că loviturile sale nu sunt conforme cu regulamentul. Fac videoul ăsta special pentru voi, cei care ați plătit, din păcate, pentru chestia asta. Îmi pare rău pentru voi și simt că sunt dator să vă dau o explicație pentru ce s-a întâmplat când intri mort sub influența substanțelor interzise, băut că ai băut o sticlă, două, intri mirosind alcool, duhnești, te pui cu mine cap în cap? N-am nimic cu tine. Ok, te înțeleg, te-am mirosit, erai matolit. Ce dile zicea lor lui? Ce să facă ăsta că-i mor de beat? Acum joacă moneda victimei. Normal că-i convine a povestit Yamato Hazaria.